La Kelvin Harris, dar nu se aplică și când vorbim despre ei, pentru că mereu ne surprind cu evenimente frumoase și își dau silința ca să crească comunitatea și ca noi cei din ea și nu numai să fim foarte, foarte fericiți. Asta au reușit să facă și recent. Dragilor, interviul de astăzi este despre expresia și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. O poveste cu acorduri inedite, locații pe măsură, chiar dacă vremea și vremurile au fost și sunt atipice. S-au mobilizat, deși nu a fost ușor. Au sperat că va fi frumos și sunt convinsă. Că rezultatul le-a depășit așteptările Vorbim despre cum a fost Despre Classics Festival cu Patricia Butucel Directorul festivalului Bine te-am găsit, mă bucur tare mult că ai revenit uh, Mi-ai promis și te-ai ținut de promisiune Într-adevăr, bine te-am regăsit Și mă bucur că mă aflu în acest studio după festival. <laughs> Știi, aveai o energie puțin mai mare, ai prima dată când ai venit, când ne aflam și în alt scenariu, de fapt, în Iași și acum ești așa puțin nostalgică. <laughs> într-adevăr, acum suntem așa într-o perioadă post-event în care încercăm să ne readunăm forțele. Bine, cu siguranță mai avem foarte multe lucruri de rezolvat uh, pentru uh -huh. festival, dar uh, cred că, da, într-adevăr, adrenalina pe care o aveam înainte și emoția uh, gândului că vom face festivalul, s-a schimbat acum, sch acum am parte de fel de emoții, una mai liniștită. Cum te simți la finele acestui festival care a fost, vă spun eu, minunat? Uh, cred că este un răspuns pe care îl folosesc din ce în ce mai des când spun că sunt norocoși, ne simțim norocoși uh -huh. pentru că așa cum ai zis și tu data trecută când am fost eram într-un tot alt scenariu, un scenariu galben Lucru care ne-a permis să avem festivalul cu persoane în interior, la capacitatea de 30%. Mm -hmm. Începând de a doua zi, după ce am terminat festivalul, Iașla a intrat în scenariu roșu, care clar că nu este o veste foarte bună, însă, strict din punct de vedere al festivalului, noi ne bucurăm cumva că am scăpat iar de, de pandemie, așa cumva. Într-un mod aparte, la fel cum am fost și cu, cu Rock another World, că am început, a fost practic primul mm -hmm. festival din țară după lockdown, uh, inclusiv prima ediție de Classics uh, a fost uh, fix înainte să înceapă toată nebunia la nivel global. Uh, cred că eram cu o săptămână înainte de a fi anunțat primul caz în România. Ați dat cumva ora fixă în liniște, frumos și pace, și iată că a venit această pandemie, dar din nou ați fost la fix și anul acesta. Puțin, puțin mai era să nu ne bucurăm, dar iată că a fost bine să au așezat lucrurile frumos. Da. A fost mai, mai bine decât te așteptai? Uh, da, pentru că noi, uh, noi ne gândeam și ne așteptam inclusiv ca acest scenariu roșu să vină poate chiar mai repede, poate înainte de fix o înainte de începerea festivalului sau să ne prindă chiar în perioada festivalului. Uh, de aceea povesteam și data trecută de varianta hibrid pe care am uh -huh. ales-o pentru această ediție, prin care practic să asigurăm festivalul că se întâmplă și să fie, să poate fi difuzat și vizionat, de fapt, mai bine spus, în online. Faptul că am avut oameni uh, în săl, vă dați seama că a fost un plus pentru noi și faptul că am putut duce festivalul uh, exact cum l-am gândit până la capăt, da, încă, încă ne onorează așa, dar e amuzant, e amuzant cumva. Nu mai o luptătoare, poate să spun așa ceva, știu, sigur că nu a fost ușor să organizați anul acesta un eveniment și nu este singurul, ați trecut cu brio și de anul 2020, dar eu sunt foarte curioasă pentru că artiștii voștri au fost minunați, ce au spus ei, cum s-au simțit? Uh. Foarte mulți dintre cei care, care au fost, adică practic 4 seri din 5, au fost cu artiști uh, străini, uh -huh. din uh, Franța, din Germania, Austria și Cehia. Uh, pentru mulți, uh, inclusiv concertele live nu au mai avut loc de aproape un an, pentru că știm bine cu toții că în Europa, uh, cumva, situația este mai. Uh, tragică sau mai tristă este, decât da. este la noi în România, deși, cu siguranță, sectorul cultural are disferit la noi în țară foarte mult, cu toate acestea. Artiștii care, care, au, care au venit ne-au zis la fel că suntem niște norocoși, că avem parte de concerte cu public sau concerte care nu sunt exclusiv filmate într-un, mm -hmm. nu știu, birou sau studio de filmare și doar atât să fie difuzat către publicul larg din online. Iar ei s-au simțit la fel, emoționați, pentru că. Vă dați seama dacă emoția emoția publicului și um, ca artist, practic de acolo ție toată energia și toată bucuria de a cânta și că la urma urmei de cântat poți să cânte acasă, singur. Dar uh, farmecul cu unui concert constă tocmai în uh, prezența publicului. Simbol și simbol de energie poate. Da, da. Bine, asta oricum este o relație bilaterală între artiști, public și de fapt între artiști și public în primul rând dar oricum ar fi ei erau ok de la început inclusiv și cu varianta în care ok, o să, venim, o să mergem în România și este posibil ca nu știu, să se schimbe să mai reglementările aici. și <laughs> da. Da, să cânte fără public. sau Dar era ok cu lucrul ăsta și fiecare din uh, cadrul festivalului și-a asumat toate riscurile. Uh, legat că să rămână în România, nu știu ce să zic, pentru că uh, le-am făcut trei teste PCR, că așa este necesar în momentul în care mm -hmm. uh, circul internațional. Au făcut un test PCR la ei în țară au făcut la noi și la ei înapoi. Deci vă dați seama că nu mai eram sigur cu toții, plus cu toată echipa era testată, adică din punct de vedere epidemiologic chiar nu am avut niciun fel de emoții. Însă, ba, stai că mi-am adus aminte acum, totuși a fost un, am, avut o emo... am avut puține emoții cu ultimul artist, Alexander, uh -huh. din Germania, care ne-a anunțat, nu mai știu exact ce zi era, dar ne-a anunțat că trenul lui care făcea legătura cu, către aeroport uh -huh. fusese a anulat. Oh. <laughs> da, și deja eram cu toții stresați, am zis, dacă pierde avionul, și se se anul, anulat așa din scurt, că am fi putut să căutăm altă variantă dar uh, am este făcut bine cumva... că nu s-a întâmplat și da, și s-a da, da, întâmplat da, da, da. și când am primit mesajul că e în aeroport gata este safe eram yes Că ai răsuflat ușor da, o da, pentru da. tot anul. <laughs> da. Uh, să reamintim puțin locațiile, pentru că îți, îți mărturiseam și data trecută că mi se pare inedite. Cum a fost atmosfera? Nu putem spune că este un concert normal, am plăsăm o scenă undeva și cântăm, deși dacă știm să ambalăm lucrurile și acela poate fi inedit, cum ai demonstrat și tu asta până acum. Dar vorbind de Palatul Culturii, de Catedrala Romano-Catolică, da biblioteca într Asachi. Da, într adevăr am încercat încă de anul trecut și am vrut să continuăm în direcția aceasta vis-a-vis -vis de locațiile inedite pe care festivalul le, le pune în le pune în evidență. Am început, mă gândesc că poate vom transforma practic va fi practic o tradiție cu primul concert al festivalului în Catedrala mm -hmm. Romano-catolică. Uh, și anul acesta am, uh, am avut deschiderea celor de la Episcopia Romano-Catolică, cărora vreau să le mulțumesc încă o dată uh, pentru implicare. Am uh, avut iar parte de, de proiecții, chiar uh, poate într-un mod mai, uh, mai spectaculos, uh, inclusiv la nivel de repertori au fost patru artiști pe scenă, adică practic experiența uh -huh. a fost ușor diferită față de, ce anul, de anul trecut. Încât chiar dacă catedrala era mult mai goală decât cum am văzut-o până acum, la final se simțea așa un tot unitar, deși oamenii erau distanțați, iar catedrala chiar este da, mare da, încât da, da, se simțea distanța. La început era o distanță păsătoare, sincer. Dar spre final, da, a fost. A fost Iată că echipa a ajuns și acasă, grație transmisiunilor live. spunei de oameni, este un an aproape de când, mă rog, nu mai suntem obișnuiți, cel puțin, măcar o dată pe lună să mergem undeva la un eveniment frumos, cultural. Cum i ai văzut? Cum ai simțit? De exemplu, vorbeam cu unii copii care s-au întors la școală și spuneau că nu știm cum să ne mai comportăm, nu știm cum să mai comunicăm unii cu alții. De data aceasta, cum a fost? Uh, cred că o să. Vorbesc așa din trei perspective, de, de, de fapt din patru dar din partea din perspectiva artiștilor cum am vorbit, cred. Uh, o să vorbesc din punct de vedere organizatoric. eram tot la fel la începutul festivalului și știu că la un moment dat am avut așa un moment de la de nu știu, uh, revelație, să zicem, și în care am zis că eram stresat, cred că tot gen da. situații cum a fost cu Alexander și uh, la care am zis că vă dați seama ce noroc avem să putem uh, avea parte de stresul unui festival mm -hmm. și mă gândeam la alți colegi sau alți oameni din industrie care și-ar dori să aibă că cumva e o adrenalină și uh, e o bucurie aparte nu știu e... așa uh... Am mai văzut ceva foarte interesant într-adevăr din partea publicului uh, în ultima seară de concert, în momentul în care le-am mulțumit pentru prezență și uh, am mulțumit cumva situației că suntem norocoși, după cum cred că o să repet de foarte multe ori acest lucru. Uh, să fim prezenți acolo, să fim fizic, să simțim să. Și la care efectiv, am văzut cum s-au uitat unii la ceilalți, și au avut și momentul ăla de. Uh, de recunoaștere cumva sau de conștientizare mai bine mm -hmm. zis și se citea așa emoția se vedeau vedeau puțină sclipire în ochi așa exact. și cu întrebarea oare când va fi următoarea ocazie când vă putea exact, să facem exact. asta se, 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 mă gândeam că dacă mai stăteam puțin, sigur ar fi curs și câteva la crimioare acolo <laughs> și inclusiv la final când am stat cu, cu cei din echipă aveam parte am, am discutat cu niște voluntari care, pe care nu știam de la Broca sau și erau noi. Și din vorbă în vorbă mi-au zis că ei sunt în anul de facultate mm -hmm. și pentru ei Classics Festival reprezintă practic uh, uh, singura lor experiență notabilă de când au venit în Iași ca studenți. Pentru wow. că în rest nici măcar nu se știu cu colegii, nu s-au văzut fizic, pentru că toate orele lor mm -hmm. sunt uh, online. Și a zis că am ieșit și am făcut ceva și am văzut oameni și mi-am dat seama, doamne, da, adică a, pentru unii experiența asta, adică e mult mai a, a, are urmări mult mai tragice decât Așa este. putem conștientiza sau crede, adică da, și eram wow, să fii student în anul întâi facultate și tu practic să nu ai niciun fel de nimic, amintire, nimic primul seminar, prima dispută în grupă exact, poate. ceva. pentru ei și, ceva. și de asta au zis că pentru ei Classics Festival reprezintă ceva foarte apropiat a sufletului pentru că da, e cea mai frumoasă experiență și cu siguranță o să rămână întotdeauna în amintirea lor ca fiind top. Păi gândește-te peste ani când vor fi întrebați cum a început facultatea cu Classics Festival și da, sună era foarte, o foarte, bine. pandemie și da. Da, da. ai făcut din imposibil posibil, Patricia. Spuneam și înainte de a intra în direct că te văd așa și matematician, și un bun manager, și om de comunicare. Nu știu, le faci pe toate și în același timp asta este culmea. Apropo de bugete, a fost o provocare să organizați anul acesta un festival din acest punct de vedere. Știu că aveți și un sponsor important care vă ajută. Uh, da, într-adevăr am, uh, am avut uh, și avem în continuare și sprijinul celor de la Kaufland România, cu ajutorul cărora, dacă toți suntem la partea asta, vreau să menționez faptul că începând de luni vom anunța un call prin care vom oferi... Um, Artiștilor afectați de pandemie, practic, ne-am gândit pe trei direcții pe muzică, dans și arte mm -hmm. vizuale, câte o mie de euro practic un fel de bursă. Nu, nu vrem să fie un concurs de uh, cei mai talentați oameni sau mm -hmm. vrem să fie, practic un sprijin, pentru că sunt foarte mulți artiști independenți, care nu au nicio variantă prin care să își poată continua activitatea sau să poată să se susțină sau de asta încă lucrăm cumva. Povestea asta cu acest col a venit așa ușor din scurt. Ne-am dat seama că este important tocmai pentru că chiar vrem să, așa cum și Roca are acel before others, vrem și clasic să aibă acea amprentă mm -hmm. de ajutor în cadrul comunității și um, o să încercăm să-l facem cât mai accesibil și cât mai ușor, dar să ajungă la cine are cea mai mare nevoie. Cum crezi că va fi la anul? Ediția următoare. Eu sunt ferm convinsă că va fi. Nu, 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 nu. asta cu siguranță. Um. Întrebarea mea, de fapt, este cu ce ne vei mai surprinde? Pentru că chiar nu mă gândesc ce ai putea să mai faci. Uh. Noi ne dorim să-l creștem fix pe direcțiile pe care le-am zis mai devreme. Ne-am ne dorit și de a, și anul acesta să avem mai, multe, mai multă prezență în zona de arte vizuale, mm -hmm. de partea contemporană și sub alte forme, nu doar cea muzicală, însă ne-am și adaptat contextului, încât să nu implicăm foarte, foarte mulți oameni, practic. N-are rost să faci o expoziție dacă tu nu ai oameni interior sau. Dar mm -hmm. sunt lucruri pe care ni le dorim și cu siguranță va, va crește așa pe, pe paliere încât să fie o experiență senzorială și. Um interdisciplinară cât mai amplă. Mă bucur tare mult că am povestit despre cum a fost. Eu cu tine povestesc despre cum va fi și cum a fost și da. mi-a asta <laughs> foarte mult. Dar așa la final de interviu pentru cei care ne ascultă și cei care poate nu au ajuns anul acesta, dar anul viitor cu siguranță vor fi alături de voi. Te rog să completezi propoziția. Classics Festival 2021 a fost? A fost. Deci mi se pare că faptul că a fost, punct, zice tot ajunge. și ajunge într-un an pandemic, adică în clipa de față cred că da, asta ne bucură cel mai mult, că a fost Și noi de asemenea și mulțumesc tare mult că ai venit să povestim despre asta, noi ne bucurăm în primul rând că a fost și că vorbim despre asta astăzi Astăzi sunt noi pe telefon, astăzi 23 martie <laughs> Și trebuie să-mi promiți că atunci când vei mai face ceva, revii la noi să povestim despre Prominesc asta. Promiți că mă ține, promis. Așa este. Dragii mei, este ora 15 și aproape 23 de minute am vorbit cu Patricia Butucel, director Classics Festival. Interviul veți putea asculta integral și pe site-ul nostru vivafm.ro.